Iubite biserică, iubiți frate și citez din Exod, capitolul 17, dacă vreți să urmăriți împreună cu mine, de la versetul 8 până la versetul 16. Amalek a venit să bată pe Israel la refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosu a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind intrudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte iar altul de alta și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a birui pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zdit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. El a zis pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului Domnul va purta război împotriva lui Amalek din iam în iam. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, iubiții mei, vreau din toată inima să spunem, lăuda să fie Domnul. A fost un moment când Israel a ieșit din Egipt, la fel cum a fost un moment când cei mai mulți dintre noi am ieșit din lumea aceasta, din robia diavolului, din vicii, din păcate. Și la fel ca și Israel, noi mergem spre Canaan, nu un Canaan pământesc, ci mergem spre un Canaan ceresc. Iubiții mei, drumul pe care trebuia să-l străbată evreii din Egipt spre Canaan trebuia să dureze 11 zile. Din păcate, din nefericire, a durat 40 de ani. De ce? Dumnezeu, -a preg Dumnezeu nu a pregătit doar cananul pentru evrei, ci a vrut să pregătească și pe evrei pentru canan. Fata mea are 13 ani și nu are telefon. Nu vă spun ce să faceți. Telefonul în sine nu-i păcat, însă poți să-l folosești într-un lucru bun să asculți o predică sau să te uiți la pornografie într-un lucru rău. Telefonul e pregătit pentru fata mea. Fata mea nu e pregătită pentru telefon. Iubiții mei, Dumnezeu în cer pregătește cerul pentru noi, iar pe noi pe pământ ne pregătește pe noi pentru cer. În drumul spre Canaan, evreii au întâmpinat diferite dificultăți, diferite provocări, diferite obstacole și în această dimineață vreau să mă opresc la această luptă a evreilor, a Israelului cu Amalek. Și vreau să subliniez de la bun început că nu evrei s-au luat la trântă cu Amalek. N-a fost inițiativa evreilor să provoace scandal. Pentru că Biblia ne spune cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Am și eu câțiva la telefon ca să fie pace, i-am salvat cu nu răspunde, pericol iminent. Stai departe. Nu merită să pierzi timpul cu el. Sunt oameni la care, ca să fie pace, trebuie să stai la distanță. Sunt oameni pe care poți să-i schimbi, sunt oameni pe care poți să-i influențezi, dar sunt oameni pe care trebuie să-i ții la distanță. Ce vreau să vă spun aici este că amaleciții, spune Biblia în Exod 17 cu 8, au venit să bată pe Israel. Amalecul era un popor nomad și războinic cunoscut pentru atacurile lor asupra altor triburi și națiuni. Și amaleciții s-au uitat la evrei și au zis, cum am făcut cu alții, o să facem și cu ăștia. Cum mi-am măgat pe alții în tribunal și am luat pământul de pe ei, o să facem și cu ăștia. Cum mi-am nenorocit pe alții și am luat aurul și argintul și banii lor, o să facem la fel și cu ăștia. Ce nu știau este că cu ăștia nu e ca și cu alții. Cu ăștia, cu evrei, era Dumnezeu. lăvi să fie Domnul. Iubiții mei, mai subliniez câteva lucruri și într-un mesaj. În Deuteronom 25 cu 18, Dumnezeu îi descrie pe Amalek. Acum, una e să descriu eu pe frați și alta să îi descrie Dumnezeu pe frați sau pe mine. Noi vedem așa cum vedem, la costum, la fotografii. Dumneavoastră mă vedeți cum o la învon, soția mă vede cum să acasă. Avem diferite perspective din care putem evalua un om. Dumnezeu când evaluează o face din 360 de grade. Și Biblia spune aici, descriindu-L Dumnezeu pe Amalek, că poporul acesta era un popor fără teamă de Dumnezeu. ce mai periculoși oameni cu care o să vă întâlniți în viață, îi descrie și Luca, nu mai citesc, sunt fără rușine de oameni și fără teamă de Dumnezeu. Și Dumnezeu aici mai sublinează ceva și vreau să învățăm. Eu sper să nu fie cazul aici în biserica Emanuel, dar vreau să subliniez ca să fiu curat înaintea Domnului. S-a aruncat asupra ta cum? Pe dinapoi. Frate slujitor de aici, la fel ca și noi, probabil că ați primit bilete cu diferite probleme și semnează jos anonim. Anonim. Sau oameni care au venit și v-au spus așa, mi-o zis cineva asta? Am aflat de undeva. Iubiți mei, vreau să vă spun astăzi ceva foarte important. Când Pavel confruntă o situație grea din Corint, spune fraților, mi-au spus, ai, ai cloie despre voi. Vă rog în numele Domnului, frat slujitor și toată biserica, nu stați de vorbă cu oameni care zic, mi-o zis cineva, am aflat de undeva, nu. Dacă ai ceva cu mine, nu veni pe dinapoi. Vino și stai față în față. Îmi scria unul pe internet, am auzit că ești divorțat, că ești exclus din biserică, zic, te aștept la birou pastoral să discutăm față în față. O trecut câțiva ani și nu venit încă. Sunt oameni care atacă pe dinapoi. Sunt oameni care nu au demnitate și nu au putere să stea față în față să confrunte. Și atunci fac ca și amaleceții. Iubicii mei, aș vrea să nu uităm în această dimineață ceva foarte important. În cele din urmă, Amalecul nou, Amaleciții nu au luptat cu evrei, ci cu Dumnezeu evreilor. Cite din Exod, capitolul 17 cu 16, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din Iam în neam, în Iam e foarte important să fim foarte atenți. Eu dacă lupt, de exemplu, cu cineva din biserica aceasta, eu nu lupt cu el, eu lupt cu Dumnezeului. Eu dacă lupt cu un slujitor, cu un dirijor de cor, cu o biserică anume, eu trebuie să fiu conștient că omul acela are în spate pe Dumnezeu. Și aș vrea astăzi să nu luptăm cu Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu, ci să luptăm alături de El împotriva diavolului. Doamne ajută-ne la asta. Am făcut această scurtă introducere pentru că am vrut să arăt că acțiunile lui Amalek nu rămâne pedepsite. Din păcate, în bisericile noastre sunt și oameni care atacă pe la spate, sunt și oameni care se ocupă cu gunoaie. Și le mai spun din când în când, când iei de jos noroi să arunci, să nu uiți că rămâi cu mâinile murdare. Și când trebuie să ridici mâna la închinare sau la rugăciune, spune Biblia, ridicat spre cer cum? Mă încurate. N-ai vrea astăzi să decizi, nu mai atac pe dinapoi, nu mă mai ocup cu gunoaie și nu mai lupt cu biserica. Și vreau să fiu parte din biserică. O zis Gamaliel, să nu vă treziți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Iubiții mei, vreau în această dimineață să intitulez acest mesaj Cum să-l învingi pe Amalek? Cum să-l învingi pe Amalek? De ce? Fiecare avem luptele noastre. În drumul spre Canaan, în drumul spre Ierusalimul cel nou, vom întâlni fel și fel de situații. Și vom întâlni oameni care, au zis fratele Tipei către cineva, un cuvânt foarte frumos, au fost chemați fratele Tipei de un om și au zis, frate, rezolvă-l cumva pe asta, spune să... Și au zis fratele Tipei, din cauza la asta o să ajungi tu un cer. Cum? Păi din cauza că ala te jocorește, că te bărfește, tu o să stai mai des pe genunchi, o să te rogi mai mult. Știți? N-ai cum să o pe amale ce îi spunem, până la urmă. Ei sunt instrumentul diavolului. Dar vreau astăzi să învățăm cum să învingem pe amale. Cum să-l învingi pe amale. Unu. Cunoașteți dușmanul. Cunoașteți dușmanul. Iubiții mei, m-am uitat atent în acest, în acest pasaj și, și, am observat că Moise nu a luptat cu Iosua. Evrei nu au luptat între ei și Aaron nu s-au luat la trântă cu horă. Așa am observat. Am observat că împreună oamenii aceștia, liderii aceștia, împreună cu evreii, au înțeles că au un doșman comun și anume amaleciții. Vreau să vă arăt un exemplu din Scriptură când David, 1 Samuel 17 cu 28, vine să-și vadă frații. Se întâmplă ceva interesant. Elia, fratele lui cel mai mare, care l-a vorbind cu oamenii, s-a aprins de mânie împotriva lui David. Și a zis, și ăștia oameni care te provoacă, să spui o vorbă, să scoți sabia, să... Pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Acum mă opresc să vă întreb, cine era mândru și rău? David sau Eliab? Dați-mi voi să fac o paranteză. E valabilă de cele mai multe ori pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iubiții mei, dacă îmi pun ochelari de soare și mă uit la soare, eu nu văd soarele așa cum e, eu văd soarele prin ochelari de soare. Dacă dau jos, văd altcumva. Să știți că noi nu vedem oamenii de lângă noi așa cum sunt ei. Noi îi vedem așa cum suntem noi. Nu știu dacă m-ați înțeles. O zis el, ia, David, ești plin de mândrie! De ce? Pentru că ochelarii pe care eu i am, miroase a mândrie. Eu în seara asta, să, să mă iertați, pe toți vă bănuiesc că sunteți sinceri în dimineața asta. De ce? Că eu sunt sincer. Hoțul întotdeauna... N-ați observat că hoțul foarte atât la buzunarul lui? N-ați observat lucrul Are impresia că toți vor să-l fure. De ce? Că el fură. Mincinosul are impresia că toți îl mint. Nu mai poate avea încredere în nimeni. Te pune să jur, să faci declarații. De ce? Că el minte. Iubiții mei, închid paranteza. El i-a blovăzut pe David ca un dușman. Și spune David ceva frumos în 1 Samuel 17 cu 29 Ce am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el să vorbească cu altul și a pus aceleași întrebări Atât de mult îmi place de David Acum am o întrebare pentru voi Dacă David l-a putut bate pe Goliat Eu cred că cu frate să se juca David a înțeles un lucru Nu frații sunt dușmanii mei Ci Goliat e dușmanul meu Că dacă mă lupt astăzi cu fratele meu, îmi consum muniția, și când trebuie să lupt cu Goliat, iau bătaie, îmi consum energie. Am întâlnit oameni care își consumă energia toată ziua pe comentarii, pe, pe WhatsApp, pe răspunsuri. Iubiții mei, am întâlnit oameni care de 20 de ani sunt cu alte familii în conflict. Am întâlnit femei care nu au luat cina 30 și ceva de ani, au trebuit să predic la mormântarea ei. Spuneau ortodox și am vrut să vedem dacă o bagă în rai asta. Noi nu putem băga pe nimeni nici în rai, nici în ea. Dumnezeu bagă pe baza deciziei acelui om. Dar vreau să vă spun astăzi că adevăratul dușman al nostru nu este vecinul nostru, nu este fratele nostru, nu-i biserica, nu-i mama, nu-i tata, nu-i copilul. Adevăratul nostru dușman este diavolul. Amin? Îți cunoști dușmanul. Întâi Petru 5 cu 8. Fii și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale cum? Ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Acum, dacă crezi că diavolul, îmi scria o fată, de Cristie, am, am o cauză, am un prieten și de ce vreau să ne căsătorim, dar vreau să-l pun înaintea Domnului că l-am prins cu minciuna. Să văd ce spune Domnul. Dacă crezi că un mincinos îi rânduit de Domnul să fie parteneri ca și cum ai crede că dacă te mușcă șarpele, îți dă vitamina C și zinc și magneziu. Exact la fel. E. Iubiții mei, Ioan 10 cu 10, hoțul, diavolul, nu vine decât să să fure. Și printr-o imagine imorală îți fură puritate. Îți fură integritatea, îți fură moralitatea, îți fură virginitatea. Acum dacă mie îmi luați căștile astea care le am aici, dacă mi le fură cineva, mă duc când o să am bani să-mi cumpăr altele. Dar dacă după ce mi iei căștile astea, bași cuțitul în mine, eu nu mă mai gândesc la căști. Iisus spune, oameni buni, diavolul nu se oprește numai să vă fure. Diavolul vrea să vă vadă sângerând. Acum, bun, ai băgat cuțitul în mine. Dacă am harul cineva să sune la smur, la o salvare, mai am o șansă. Știți ce a zis Dumnezeu despre diavol când l-a descris? Diavolul nu-i nu bucuros să te vadă doar că sângerezi, ci vrea să te prăpădească. Și așa ajung familii să se facă praf, și așa ajung copii să se facă praf, și așa ajung biserici să se facă praf. De ce? Că n-au înțeles că cu diavolul nu-i de joacă. Eu am venit însă, spunea Domnul Iisus aici, că oile mele să aibă viață și să o aibă cum? Din belșug, că și la spital, la Roma, sunt oameni în viață, dar nu pot să care un sac de ciment. Nu pot să fac o mâncare. Ei au nevoie să le facă altcineva în mâncare. Ei sunt în viață, dar nu au viață din belșug. Dumnezeu vrea să ne dea viață din belșug. Doamne, lucrează tu. Cine mai e dușmanul nostru? Demonii și duhurile pe care diavolul le folosește. Efeseni 6 cu 12, pe care noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Poate ai impresia că trebuie să lupt cu socra din România. Nu n -ai, n ai ce lupta cu ea. Sau trebuie să lupți cu finul, cu nașul, cu vărul, cu nu știu ce. Nu, nu. Iubiții mei, ascultați-mă foarte bine. Când lupți cu țigara, tu de fapt nu lupți cu un chiștoc sau cu un pachet de carton, ci cu duhul din spatele țigărilor. De aceea fratele nostru spune aici o să de frumos. Tu n-ai cum să te lași de țigări, N-ai cum să te lași de droguri. Când el mai spune la unii, lasă-te de fumat și apoi vii la botez. El n-are cum să te lasă de fumat, iubiții mei, că dacă să stai de fumat, mai avea nevoie de Iisus, dacă putea să lase singur. El are nevoie de o forță din afara lui ca să lupte cu o altă forță din afara lui. Și forța asta vine prin Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Când lupți cu un om rău, tu de fapt nu trebuie să lupți cu omul în sine, ci cu Duhul din spatele lui. Și dacă am privi în felul ăsta războaiele care sunt lângă noi, ne-ar fi milă de oameni, dar nu ne-ar fi milă de diavolul. Există duhuri care se află în spatele unor boli. Luca 13 cu 11. Acolo era o femeie de 18 ani de un duh de neputință. Nu știu, sunt și aici în Roma oare oameni care au problema asta. Frate, ce, eu nu pot să vin la rugăciune. Este stăpânit un duh de neputință. La stăruință nu pot să vin. La post nu pot să vin. La rugăciune, la evangelizare nu pot. Să mă duc în Oltenia nu pot. Să sponsorizez nu pot. Doamne, eliberează astăzi orice. Orice persoană. Am pus la stare azi dimineață Filipen 4 cu 13. Pot? Totul în Hristos. Există duhuri de nebunie sau tulburare mentală. Marcu 5 cu 2. Când a ieșit sus din corabie, a întâmpinat un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Iubiți mei, diavolul caută să ispitească o persoană, apoi să exercite o presiune demonice. Subiectul e amplu, doar amintesc foarte scurt și apoi să posedeze demonic cazul din Gadara. Și vreau să mai subliniez și mă duc mai departe, suntem atacați de cele mai multe ori când suntem vulnerabili, când suntem obosiți, când suntem cu garda jos. Genesa 25 cu 29 spune Biblia, Genesa 25 cu 29, pe când fierbea Iacov o ciorbă, stau s-a întors de la câmp cum? Rupt de oboseală. Rupt de oboseală. Și când ești obosit spiritual, n-ai cum să te implici spiritual. Când ești obosit spiritual, frații, nu poți să conteze pe tine biserica, nu poți să să-ți dea o sarcină de făcut. Întrebarea mea este, de ce ești obosit? Sau care sunt lucrurile care te-au obosit? Ești obosit din cauza lucrării Domnului? Sau ești obosit din cauza că ai 12 ore pe TikTok? Și aia e oboseală, nu? E oboseală și aia. Îți cunoști dușmanul? Știi că se poate preface chiar și în înger de lumină? De cele mai multe ori, eu, când am fost mic, așa am, am fost învățat că diavolul are corni, furcă și copii. Că voi n-ați fost învățați așa. Hai să vă arăt cum arată unii ori ce chibia diavolul. Proverbe 7 cu 10. În fiecare dimineață, când copiii noștri pleacă la școală, obișnuim să citim 5-6 versete din scriptură. Cum am copii sub 13 ani și săptămâna trecută i-am spus la soția mea, hai să sărim peste Proverbe 7, că e cam, e cam, cam prea pe față. Acum, aici, aici suntem salvați că cam toți prunciți la școala duminicală. Dar uitați, uitați că diavolul nu are furcă și copiii, că am fugit azi de el. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o femeie stricată și cu inima șeriată. Era bună de gură și fără stâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Nu mai citesc mai departe că mă înfior. Ce vreau să vă spun este că femeia îmbrăcată ca o femeie stricată, se îmbracă sumar și strâmt. N-a venit să facă reguli în biserica voastră. Dar vreau astăzi să, să nu uităm un lucru foarte important. Diavolul ia diferite forme și prin diferite persoane poate ispiti. Și cineva a zis, dacă nu ești de vânzare, de ce faci reclamă? Ai grijă la servici, la colegi, la colege, pentru că. E extrem de greu ca și băiat să identifici în spate la o astfel de femeie un duh de curvie care vrea să te robească, care vrea să-ți să, -ți stric, să -ți strice familia. Alteori vine printr-o reclamă, diavolul. Alteori vine printr-o sumă colosală care ți-o pune în față să câștigi la pariuri. Te leagă și pierzi totul. Doamne, în dimineața asta te rog să ne ajut să conștientizăm care e dușmanul nostru. Ce să faci ca să-l bați pe amalec, Cunoaște-ți dușmanul. Doi. Cunoașteți locul. Cunoașteți locul. Exod 17 cu Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iubiții mei, Moise deja avea o vârstă înaintată. Îl trimite pe Iosua în prima linie, în vale. El rămâne pe vârful dealului. Aron și Hur rămân lângă Moise. De ce? că nu e suficient să ai oameni competenți, trebuie să ai la locul potrivit. Dacă omul e tâmplar și tu l pui să-ți facă instalația sanitară, el e, po e, foarte bun tâmplar, numai că nu e la locul potrivit. Cea mai mare greșeală a multor biserici este că pus în slujbă oameni care nu au fost chemați de Domnul pentru locul acela. Și nu sunt la locul unde trebuie să fie. Iubiții mei, Habacuc 2 cu 1 spune Biblia, m-am dus la, la locul meu la locul meu. Vorbeam cu Samia aici pe bancă, ce ce, frum, ce, ce, frumos e versetul ăla unde o zis femeia aceea care o pierdut bănuțul, da? O prins lumină. Dar știți că trebuie să fie acasă ca să aprinzi lumina. Dacă ești plecat, n-ai cum să aprinzi lumină. Cunosc o, o, familie în țară, aproape toți copiii sunt în lume astăzi, din păcate. Mama fiecare seară era plecată, auziți? Era plecată unde trebuie. Când la rugăciune, când la stăruință, tata ziua era la cercuri de rugăciune și toată ziua cu prorocie și cu prorocie și cu prorocie. Știi? Și eu spus, Domnul, mai stai pe acasă și fă-ți treaba. Odată. Noi de la Domnul, zice. Asta noi de la Domnul. Pruncii mâncau pe -un vecin pe unde puteau. Ajungeau și ei când ajungeau acasă. Iubiții mei, femeia înțeleaptă vechează asupra celor ce se petrec în casa ei. Am văzut oameni care toată viața s-au legat de familiile altora, s-au uitat la băiatul ăla care făcea gălăgie, dar fie la pruncul meu. Eu i-a dat domnul un prunc exact ca și el. Toată <rătă> viața au măsurat rochia și fusta lui altul. Al, altu, al alta. Și acum are el ce măsura. Toată viața s-a ocupat de casele altora și de familiile altora. Mulțumesc. Vreau să vă spun că în dimineața asta Dumnezeu ne cere să ne ocupăm de familiile noastre. De casele noastre. I-am spus la cineva, nu încerca să-mi legi mie roșele în la cine ne de 2 metri. Mai întâi, fă, ocupă-te de solarul tău. Ocupă-te de credința ta ca să ai credibilitate, ca să predici ușor. Să fii ascultat e greu. Să vorbești ușor. Să se încoloneze oameni după tine care să zică vreau și eu așa, vrei 13 cu 7. Aia e greu. Iubiții mei, în trupul lui Hristos fiecare avem locul nostru, unul în comitet, altul la bucătărie, altul la spital pentru vizită, altul la crăpa lemne, altul la medie, altul la instala curentul, altul la cântare, unul la dirijat, unul la pus bani la corectă. Nu putem avea pretenția ca cineva să le facă pe toate. Dumnezeu nu ne cere asta. În 1 Corinteni 12 cu 18, Pavel spune, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit, iar, yeah. Atenție, vreau să subliniez ceva foarte important. Nu noi ne-am ales locul, Dumnezeu ne-a ales locul. Că ție nu-ți place la locul pe care ți-l-a dat Domnul, asta nu înseamnă că trebuie să faci război cu tot trupul, știți? Iubiții mei, imaginați-vă dacă ochiul ar fi în talpa piciorului sau rinichii lângă creier, sau ficatul în locul coastelor. Știți că noaptea pe noi ne ajută foarte mult cu coastele să nu stăm pe mădulare, pe organe, pe ficat, pe rinichi. Imaginați-vă să dormi pe ficat 12 ore sau 8 ore sau 6 ore. Ce tragedie ar fi! Dumnezeu știut exact cum să, se, cum să se întâmple fiecare lucru. De aceea în ziua judecății Dumnezeu nu te va întreba de locul altuia, te va întreba de locul tău. Citeam despre Timotei. Timotei Stackpole, un pompier din New York. În 1998, omul acesta a suferit arsuri foarte grave într-un incendiu, în timp ce intervenea pentru o situație de urgență. S-a recuperat, a durat mult recuperarea, s-a întors la serviciu și s-a propus să se pensioneze. Dar el a spus așa, pentru mine viața înseamnă să salvez pe alții. Să mă arunc în foc și să salvez un bebeluș. Să mă arunc într-o într casă care arde și să salvez un tată sau o mamă. Nu-mi cere să mă pensionez, de ce? Că m-am recuperat și vreau să lucrez la lucrul ăsta. A fost un pompier excelent, pasionat de munca sa și a fost promovat în scurt timp la gradul de capitan după ce s-a întors din recuperare. Timotei a fost unul dintre pompierii care au intrat în al doilea turn pentru a încerca să salveze câțiva oameni în 2001, în septembrie, în 11 septembrie. Când a făcut asta, turnul s-a prăbușit și a luat viață. El își cunoștea locul unde trebuia să fie și anume acolo unde oamenii au nevoie de el. Iubiții mei, David l-a bătut pe Goliat, însă l-a luat bătaie de la Bașeba. De multe ori, cele mai mari probleme nu le avem cu Goliat. Cele mai mari probleme le avem cu Bașeba. De ce? Că nu suntem la locul unde trebuie să fim. Citesc din 2 Samuel 11 cu 1. Să vedeți ce e important e să fii la locul tău. 2 Samuel 11 cu 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David, a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Știți, de multe ori suntem înfrânți și noi că trimitem pe alții în loc să mergem cu ei. Biblia spune împărații mereau la război, nu doar slujitorii împăraților. O zis David, mereți voi. Eu stau acasă. Într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pași pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărât de acolo o femeie care se scălda și care era frumoasă la chip și nu citesc mai departe. David, a fost o vreme în viața ta când erai pe front, când erai un tânăr cu păr bălai și ai praștie. Acum te plimbi și alții la război. Ce s-a schimbat, David? Locul. Locul demânare au rămas. Probabil că la fel de bine lovea David, dar nu era la locul potrivit. Și a fost înfrânt. Doamne, ajută-ne să ne cunoaștem locul fiecare. Amen. 3. Cunoașteți misiunea. Cunoașteți misiunea. Exod 17 cu 10. Ios, Iosua a făcut ce i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iubiții mei, eu s-o zis, Moise, nu ți se pare că ești ca un șmecher, mă trimis pe mine la un prim rând și tu stai aici și te faci că te rogi. Protejat aici. Nu. Eu să nu făcut lucrul ăsta. Eu a înțeles că ordinul e ordin. Moise și Aron și Hur s-au suit pe vârful diavolului, dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel și când își lăsa mâna jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind obosite, trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a pe ea. Aron și Huri sprijineau mâinile. De ce? Că e extrem de important ca la locurile potrivite să ai și oameni competenți. Nu doar să ai oameni competenți, cum spuneam mai înainte, ci să fie la locuri nepotrivite. Iubiții mei, Moise era prea bătrân să lupte. El a înțeles asta. Putea să facă pe erou, putea să încerce o demonstrație de forță, dar el o știu, nu-i locul meu acolo. Nu-i locul meu acolo. El a înțeles că trebuia să stea înaintea lui Dumnezeu ca intermediar între lupta poporului și intervenția divină. Iosua. Iosua era un tânăr, era un bun militar, era un bun soldat, însă nu avea experiența de mijlocire pe care o avea Moise. Și Moise a înțeles asta și Iosua a înțeles asta. Avram și Aaron și Hura au înțeles, eu trebuie să susțin lucrarea, eu trebuie să-l susțin pe Moise și trebuie să colaborez, să fiu un unitate. Am o întrebare pe dumneavoastră. Prietenii voștri vă țin mâinile ridicate spre cer? Sau ai prieteni care să te susțină, la care să apelezi în post și în rugăciune? Spunea Domnul unei fete care era într-o situație dificilă, caută încă șapte persoane să te unești cu ei în post. După câteva săptămâni au fata asta cu lacrimi în ochi, n-am găsit șapte persoane care să vrea să stea cu mine într-o zi de post. N-am găsit. care sunt prietenii care ai? Care sunt prietenii pe care-i avem? Iubiții mei, moi a învățat de la Ietro să lucreze în echipă. De ce? Că cei mai buni lideri nu fac mai mult. Ei fac mai mult din ceea ce contează cel mai mult. Apoi Iosua. Iosua nu a coborât în vale să dea ordini. Iosua a coborât în vale să lupte alături de ceilalți soldați. Îmi place foarte mult de Moody. Într-o zi citea din Isaia, capitolul 6, cu 8, dacă pot să-l afișez, am auzit glasul Domnului întrebând pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și Moody ia jurnalul și scrie următoarele cuvinte. Eu sunt doar unul, dar sunt unul. Nu pot să fac tot, dar pot să fac ceva. Ceea ce pot să fac, ar trebui să fac. Și ceea ce ar trebui să fac prin Harul lui Dumnezeu, voi face. Și Dumnezeu a văzut ce a notat Moody în jurnal, au văzut dedicarea și pasiunea lui, juruința lui, și l-a ridicat Dumnezeu pe Moody și l-a folosit la o scară largă. Și milioane de oameni au auzit Evanghelia prin omul acesta. N-aștepta să le facă Iosua pe toate, sau Moise, sau Aron. Fiecare trebuie să ne implicăm. 1 Corinteni 12 cu 7, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia credință, altuia darul tălmăcirii Duhului, tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minune, altuia prorocia, deosebirea Duhurilor, felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum dorește. Vreau să pun o întrebare în această dimineață pentru toți cei prezenți. Ți-a identificat chemarea? Ți-a identificat locul, dar și darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Iubicii mei, nu există niciunul dintre noi aici care să fie predat Domnului mântuit, botezat, salvat și să zică eu n-am ce să fac, n-am de lucru. Am făcut un sondaj pe Instagram, 5-3% dintre tinerii care au răspuns au zis, eu nu mi-am identificat chemarea încă. Mă duc la biserică de ani de zile, dar încă nu știu la ce om chema Dumnezeu. N-ați vrea în dimineața asta, Dumnezeu, să ne conștientizeze pe fiecare ce ar, ce -ar trebui să facem. Amen! Tabita a înțeles că nu poate face ce face Petru și Pavel, dar poate să case. haine la săraci. Haine la săraci. Am avut binecuvântarea la a copil. Mulțumesc, Domnul, să vă dea și vouă, să vă binecuvinteze și pe voi. În urmă cu câteva săptămâni și era sâmbătă dinaintea binecuvântării. O grămadă de treabă, de pregătiri și toate astea. Din când în când luam telefonul și mă uitam, așteptam un mesaj. Știam că nu o să vină niciodată. Și totuși îl așteptam. Parcă din instinct mă uitam. La al șaptelea copil mesajul ăla a venit. Și acum nu mai vine. Și ca să vă explic de la ce ne mesajul, trebuie să mă duc până în 2013. În 2013 m-am mutat la Deva împreună cu soția și primii noștri doi copilași. Și am văzut că la fiecare slujbă la biserică, de binecuvântarea de copii, venea o soare cu o plăsuță și mergea la părinți și spunea, asta e numele Domnului pentru copilașul vostru. Eu foarte curios doare ce ai în plăsut aceea. În 2015 s-a născut Dianis, al treilea copil al nostru, și sora Ioană a venit și la noi cu plăsuța și primul cadou pe care l-am dezvăcut acasă a fost al ei. Nu că nu căducem lipsă de ceva, dar am vrut să văd o femeie bolnavă ce cadouri poate să facă. Sora Ioană a fost o soră în biserica noastră la care îi curgeau ochii aproape în continuu. Avea o boală pe care doctorii nu au reușit să o vindece și ani de zile au umblat la multe spitale din țară. Ieșea uneori la baie în timpul programului și se spăla pe ochi. O vedeam că suferă. O vedeam cum își șterge de zeci de ore într-un program ochii. Și știam că nu-i de la plâns. Efectiv era o boală. Și am zis, m-am gândit în sinea mea, ce cadou poate să fac o femeie bolnavă? Bun, dar și dacă nu făcea cadou, îi cerea cineva? că nu cer la unul sănătos să facă un cadou, că nu are poate nicio obligație. Când am desfăcut cadou, am rămas uimit. Un costumaj de lână tricotat manual din cap până în picioare, cu botoșei, cu căciuliță. Am aflat apoi că sora Ioana muncea săptămâni întregi pe un costumaj de lână. Atenție, nu avea nicio obligație. Dar sora Ioana a vrut să rămână ceva în urma ei. În cor nu a putut să cânte, cum o cânta cu de frumos și în dimineața asta. Altă slujbă nu, nu a putut să facă. Dar într-o zi eu zis către soțul ei, adun niște lână de la piață, ca ce am. Știți care e la multor pocăiți? Toată viața au numai ace și n-au lână deloc. Și a fără ață, ce face? Înțapă. Pe Nina spune Biblia că o pană. A tabita o zis, eu nu vreau să înțep în viață. Eu vreau să fac haine la alții. Și așa a fost o Ultimul mesaj pe care l-am și acum pe telefon, i-am spus la WhatsApp acolo, am bifat să-mi salveze mesajul. Ultimul mesaj pe care l-am pe telefon a fost 3 decembrie 2022. La al șaptelea copil, într-o sâmbătă seara, sora mea a scris, frate Cristi, mâine, cine o să ducă copiii la binecuvântare? Cât o să fie? Ce? Fată, băiat? Și am zis al șaptelea, băiat al meu și a treia, o fetiță altă familie. O zis, mulțumesc, știu ce trebuie să fac. Avea costumașul gata. Dar o măr, să le împacheteze frumos, să le pună. Știți, când cineva îți face bine în mod regulat, e obișnuit cu binele, nu-i așa? Dimânică dimineața, la șaptelea copil acolo, musafir lângă noi, prechei, am văzut și pe că vine așa mai încet. Zic, sora Ioana, lăsați acolo lângă bancă și mulțumim frumos. Nu ne mai deranja și cu cadou ăsta, că ne-am obișnuit. Sora Ioana, cu mult bun simț, a pus cadoul acolo jos și a plecat. Nu mi-am dat seama atunci că avea să fie ultima dată. Când sora Ioana mai ducea un cadou. Apoi am văzut că după câteva săptămâni, a patra bancă, prima pe stânga, persoana era sora Ioana, am văzut că locul ei e gol. Să știți că nouă slujitorilor nu ne plac locurile goale. Întotdeauna avem recrete. Că n-am făcut destul. Că n-am sunat destul. Că nu ne-am ocupat destul. Și am zis, frate Cornel, dar unde e Zoreana? Că mai zic ceva aici foarte important. Dacă prezența ta nu e remarcată, nici absența ta nu o să fie. Că unii zic, bă, nu mai ai văzut că am lipsit. Nu te-am văzut nici când ai fost. Știți? Să la final. Și m-am și bucurat că n-ai mai venit. Am... Cristi, dar n, -ai, n -ai auzit zice că e la spital Sorioana. Că și ea care fac costumare și se îmbolnăvesc. Apoi la terapie intensivă și până în februarie, februarie un închis și o plecat. Așa de ușor am predicat la mormântarea ei. Și sunt unde predicăm noi greu păstorii la mormântări? La oamenii la care n-ai ce să spui despre ei. m a zis un pastor la o mormântare, Cristi, vezi că am pus capacul pe el, nu mai da jos capacul, zice. Lasă-l așa, zice. Lasă că a fost omul problema bisericii. La sora Ioana am predicat lejer, ușor. Vreo 10 familii în stânga, în capele, plângeau. Când ne-am spus că am costumaș, și ele aveau costumaș. știți? M-am dus apoi lângă groapă și am văzut cum aruncau gropare pământul. Ascultați-mă ce am învățat în ziua aia. Poți să acoperi trupul unui om, că cei pământ sunt orice în pământ, dar nu poți să acoperi costumașele lui, faptele lui. Nu poți să le acoperi asta. Aștia rămân. Sora Iana au decis să să-și cunoască locul. Știți ce suferă biserica când pierde oameni din ăștia? Nu vă dați seama. Ți-ai găsit locul? Mi-am găsit oare locul? Uitați-vă la copilul cu cinci pâini și doi pești. A fost la locul potrivit și și-a înțeles misiunea. Verificau ucenicii care avea mâncare la el. Și-au văzut pe pruncul ăsta cinci pâini și doi pești eu sau tu dacă eram așa dar ce, ce, ce să faci cu mâncarea mea? Ce vă trebuie vouă mâncarea mea? V-ați gândit ce bucură o să o pleca de acasă băiatul ăsta? O fi zis, mami, 5.000 de oameni au mâncat în pachetul pe care l-ai pus tu. 5.000 de oameni. Vedeți, nu-i suficient să fii la locul potrivit. Trebuie să ai și ceva în traistă. Nu-i suficient să fii în biserică. Trebuie să ai și ac și ați. Trebuie să ai voce, trebuie să ai chemare. Acolo unde te-a pus Domnul cunoașteți misiunea, nu doar locul. Citeam despre Fred Shepard, a fost un misionar medical american, peste 30 de ani a slujit în Imperiul Otoman, în centrul Turciei, regiunea Antep. S-a mutat acolo undeva prin 1880, încă era Imperiul Otoman atunci, și s-a mutat de unde credeți că s-a mutat? În America, de la confort la sărăcie. Omul ăsta a fost și misionar, dar a fost și medic. Și au zis, Doamne, cum pot să unesc meseria mea cu o lucrare spirituală? O deschis un spital. Și în timp ce îi pe oameni și îi trata, au făcut ceva frumos. Le-au predicat Evanghelia. Anum, în 1915 au făcut tifos și au murit. Nu a fost nimeni să-l să ajute pe el. El i-a ajutat pe tău și pe el nu a ajutat nimeni. După mormântarea lui, un armean sărac, pe marginea drumului, au spus următoarele cuvinte. Nu l-am văzut niciodată pe Isus, dar l-am văzut pe Domnul Shepard și știu cum arată Isus. Iubiții mei, noi mai zicem către oamenii care mai vin pe la biserică și în viața asta mă bucur că nu sunt așa mulți prieteni și suntem numai noi. Vă nu vă uitați la oameni, uitați-vă la Isus. Dar știu ce mă sunt un prieten și mă închis. să zis, dar voi a spus că Isus e în voi. Nu? Așa ai spus că Isus trăiește în mine. Iubiții mei, oamenii se uită la noi. Și aș vrea, așa cum s-a spus aici, să reflectăm pe Isus. Și cea mai bine să-L reflectez pe Isus făcând ceva. Spunea cineva, unii creștini nu fac nimic, dar nu există niciun creștin care să n-aibă nimic de făcut. Închei punctul 3 și mă duc la ultimul, la 4, spunându-vă că la finalul vieții noastre Dumnezeu nu ne va întreba dacă am făcut ce ne-a plăcut nouă să facem, ci dacă am făcut ce ne-a pus El să facem. Avem o singură viață, iubiții mei. L-am chemat pe Lucas într-o zi să vină până la mine, băiatul meu de șapte ani și-a zis, tati, stai un pic să mor și apoi vin. Era să mor eu când am auzit ce, ce am auzit. m M-am dus și am văzut că era pe tabletă, nu știu cum și-a instalat un joc un pușcător. Și eu zis, tati, stai să mor, zice, mă moară și apoi vin la mine. I-am spus atunci la Lucas și vă spun și vouă, în jocuri ai mai multe vieți, dar în realitate numai una. Nu vreți să o folosim la maxim pentru Domnul să investim în casă, să investim în familie, să investim în valori, în copiii noștri, să investim în lucrarea Domnului. Și în ultimul rând, cum să-l biruiești pe Amalek? După ce-ți cunoști dușmanul, după ce-ți cunoști locul, după ce-ți cunoști lucrarea pe care o ai de făcut, cunoaște-ți izbăvitorul. Exod 17 cu 15. Moise a zădit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. Era gata lupta, s a terminat războiul și soldații s-au uitat la Iosua. Și Iosua putea să zică, ce zice, ce, ce mă pricep. Însă Iosua se uită sus la Aron și la Hor. Aron și Hor se uită la Moise. Și Moise se uită în sus și spune, Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a ajutat, Dumnezeu a fost cu noi până aici. Iubiții mei, indiferent cât am face noi, indiferent când ne-am străduit noi, ar trebui să spunem ca și Pavel, în 1 Corinteni 3 cu 6. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să, să crească. Mă uit la Noe, după ce trece potopul, Noe nu spune, corabia mea e scosința mea. Apropo, Titanicul a fost făcut de ingineri, de text cu studii de zeci de ani și s-a scufundat. Și noi a făcut o corabie după ordinele lui Dumnezeu, după planul Domnului și o rămas în picioare. Uitați ce face Noe după ce e gata potopul, ce ne 8 cu 20. Noe a zidit un altar Domnului. Genesa 8 cu 21, Domnul a mirosit un miros plăcut. Cei care sunteți părinți, înțelegeți. Copiii nu să ne înțeleagă. Am un, am un, cuvânt pentru copii, pentru tineri, adolescenți. Dumnezeu nu vă spune să-i înțelegeți pe părinții voștri, ci să-i ascultați pe părinții voștri. Că nu aveți cum să-i înțelegeți. Numai când o să schimb pampers, o să înțelegi părinții, părinții, știi? Numai când o să te scoți la 4 dimineața și să faci în an 3. Dacă vă sună cunoscut, un an 3. Atunci o să înțelegi ce au zis mama și tata. Iubiții mei, cel mai frumos și ce miroase în familia noastră, părinții doar le spun, recunoștință. Când se ridică copilul de la masă și spune, mami, îți mulțumesc pentru masă, așa e că miroase frumos. Spune Biblia aici că Dumnezeu a făcut așa. Ce fai miroase. De ce? Că noi au zis, Doamne, până aici nu ai ajutat până aici ai fost cu noi, din cauza ta suntem în picioare. Psalmul 50 cu 23, cine aduce mulțumiri ca jertfa acela, mă proslăvește. Iubiții mei, avem motive de mulțumire astăzi. Dumnezeu, a fost cu noi Dumnezeu, ne-a ajutat. Puteți să spunem toată biserica, amin? Indiferent ce ai făcut tu, indiferent ce aș făcut eu, dacă nu era mâna lui, să ne asculte, să ne ajute. Era finalul de an școlar, luna iunie anul ăsta. Soția era la Socrii, eu am, fers, am mers cu ceilalți șase copii la festivitatea de premiere și am observat acolo, în timp ce se deau diplomele și copiii deau câte o floare. Am observat pe un copilaj pe nume Matei, așa, mi-a stărit un pic în evidență, foarte simpatic clasa a doua, o mers la uh, învățătoare și și-o luat și el o diplomă, frumos, a dat o floare. Am mers acasă, totul a fost bine, a fost normal. După câteva zile de la festivitatea de premiere, primim un mesaj pe grupul de WhatsApp. Rugați-vă pentru Matei. A căzut cu bicicleta și s-a lovit foarte tare cu capul de un stol de beton și este în comă. Nu vine să cred. Nu vine să cred ce, ce ce diferență. Ieri ai fost la festivitate și acum ești în comă. Ne-am rugat pentru Matei, ne-am rugat profesorii biserici, mai multe biserici, de la Deva l dus la Timișoara, l-au acolo în operație, la trei noapte, într-o noapte, iar ne -a scris mama, rugați-vă că e în operație, doctorii sunt foarte rezervați. <gânt> și de acolo, din spital din Timișoara, am primit o fotografie pe grupul de profesori, mama lui Matei a pus, o, a pus un semn de carte deosebit și pe semnul acela de carte scria un verset, Psalmul 121 cu 2, dacă pot să-l afișez. Era un semn de carte făcut de Matei când era sănătos. Primis o Biblie și el a început să o citească și într-o zi Matei a tăiat o bucată de carton și și-a făcut un semn de carte. Și mama era acum lângă copilul bolnav și făcuse -o, o poză la semnul pe care îl găsise în Biblia lui Matei. Și au zis, mama, mi-aș dori ca ceea ce scrie aici să devină o realitate. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dincolo de doctorii care sunt la locul lor, care știu să opereze, care își cunosc misiunea, care știu că dușmanul nu-i Matei, ci boala dincolo de tot ce face tata sau mama, dincolo de ceea ce fac bisericile care postează și se roagă. Am o speranță. Ajutorul meu vine de la Domnul. Am primit apoi poze cu Matei la câteva zile, stătea înșezut în spital, ieșise din comă, tricuse cu bine de operație și am o veste bună să vă dau ca să închei pozitiv. La începutul acestui an, școlar, când am fost, cu soția și cu cei șase copii la școală, Matei începea și la școală cu noi. De ce? Că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Și ar trebui să recunoaștem astăzi că dacă am avut vreo biruință, vreun succes, dincolo de orice am făcut noi, a fost mâna lui Dumnezeu care ne-a ajutat. Îmi place mult de să nu uitat asta. Nu uitați să zidească un altar și să spună drapelul nostru, un steagul nostru e Dumnezeu. Iubiții mei, vreau la final acestui mesaj să facem o rugăciune împreună cu toți. Nu e un mesaj de evangelizare, cât e un mesaj de consolidare spirituală. Repet și închei cu ce am început. Mergem spre Canaan, avem lupte, avem fel și fel de oameni cu care ne întâlnim, în spatele cărora sunt duhuri purtăm războaie multe, purtăm lupte multe și uneori vedem ce croasnic e gustul înfrângerii. Și poate că ar trebui din această zi să nu mai dăm vina pe comitet, pe o mamă, pe un tată. Am spus undeva într-o împrejurare, o mamă cu mai mulți copii avea doi copii plecați în lume și era distrus, era terminată. Și am spus undeva, nu judecați o mamă cu 10 copii, că n a spus niciodată 30 de porți de mâncare pe zi. 210 într-o că... săptămână, nu? E ușor să spui, da, dar el nu a fost acolo. Întrebarea mea e, eu am fost la locul unde m-a Domnul. O zis Habacuc, eu sunt pe turn, eu sunt aici, nu ca să vă care doarme, vreau să văd ce are să-mi spună Domnul. Și dacă sunt la locul unde trebuie să fiu și tu ești la locul unde trebuie să fii tu și fiecare suntem la locul nostru și facem ce ne-a pus Domnul să facem, se va întâmpla ce-a spus fratele. Parcare va fi plină. Biserica se va extinde și lucrarea Domnului va dăinui. Și atunci când vom vedea cum intră aici tinerii îmbrăcați în alb, atunci când vom vedea cum vorbesc cu unii în alte limbi, cum Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt, atunci când vom vedea cum Dumnezeu îl liberează și transformă, vom putea spune, Dumnezeu este agul nostru. Amin? Vă să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm în acest sens și Dumnezeu să ne asculte. Amin.